inspector școlar general Florin Mixandru. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră în acest proiect foarte bun pentru tinerii noștri de prevenire și combaterea violenței în școli, și anume proiectul Viața fără violență. Astăzi mă aflu la dumneavoastră pentru a vă ruga să transmiteți câteva mesaje care vizează atât elevii, părinții și profesorii. Dar înainte de a intra pe aceste mesaje, vreau să-mi spuneți care a fost motivul care v-a determinat pe dumneavoastră personal să vă implicați în acest proiect Viața fără violență. Dacă ar fi să discutăm din punct de vedere personal, eu sunt un tip foarte pașnic și nu agrez în nicio formă violența de niciun fel, nici fizică, nici verbală. Și consider că o bună informare a elevilor noștri pe tema violenții și prevenirii actelor de violență, mai ales în mediul școlar, este binevenită. Această campanie, zic că și-a atins obiectivele și pe această cale vă felicit pentru această inițiativă și de dovadă stau cifrele, și anume numărul de unități de învățământ din municipiul București și din țară care s-au implicat în această campanie, numărul mare de elevi care au răspuns prezent, peste 800 de elevi în municipiul București în acest an școlar care s-au implicat în această campanie și, bineînțeles, numărul mare de persoane din domeniul dreptului care au răspuns prezent la inițiativa dumneavoastră și vă felicit încă o dată această cale și le mulțumesc în calitate de inspector școlar general pentru faptul că și-au rupt din timpul dumnealor prețios și au dedicat acest timp elevilor noștri, pentru că foarte bine cunoaștem faptul că elevii de liceu la vârsta de 14 ani răspund în fața legii și atunci, chiar dacă nu cunoșteau acest lucru, zic că în urma acestei campanii au un plus de informație și pot spune că în unitățile în care această campanie s-a demarat în acest an școlar, actele de violență s-au redus chiar către zero. Deci nu am avut niciun fel de incident raportat la nivelul acestor unități de învățământ. În general, la nivelul municipiului București, în anul școlar 2014-2015, numărul actelor de violență s-a redus. Și probabil că această campanie și-a atins rezultatul. Pe lângă această campanie, menționăm și colaborările cu instituțiile abilitate. Mă refer aici la Poliția Comunitară, la Direcția Generală de Poliția Municipiului București, Jandarmeria, care au venit tot timpul în sprijinul noastră și al nostru ca furnizor de educație și au informat elevii asupra riscurilor la care se supun în momentul în care se dedau la astfel de acte de violență, atât în mediul școlar, cât și în afara unităților de învățământ. Da, pentru că acest proiect Viața fără violență vizează în primul rând conștientizarea elevilor de clasa a 9-a, pentru că, așa cum bine a spus mai devreme, minorii răspund penal de la vârsta de 14 ani și sunt și eu încântată că ni s-au alăturat acestui proiect specialiști, cum ar fi judecători, procurori, avocați, psihologi și poliția, care de fiecare dată a fost alături de noi. Față de faptul că peste o săptămână avem finalizarea acestui proiect Viața fără violență, ediția a doua, care a vizat anul școlar 2014-2015, pe 18 iunie. Avem premierea celor mai bune campanii. Ce mesaj transmiteți dumneavoastră, în primul rând, elevilor pe această cale? În primul și primul rând aș vrea să felicit elevii care s-au implicat în această campanie, să felicit conducerile unităților de învățământ care au acceptat să implementeze acest proiect în unitățile de învățământ, atât din municipiul București cât și din țară, pentru că, așa cum bine știm, proiectul s-a extins la nivel național, și aș avea un mesaj către conducerile unităților de învățământ, și anume acela de a mediatiza această campanie și în rândul părinților. Nu știu cât de bine este cunoscută campania și rezultatele acestei campanii, dacă sunt cunoscute de către părinți, pentru că este foarte important ca în acest demers al nostru și al dumneavoastră de a preveni violența în mediul școlar, să avem alături și părinții, pentru că știți foarte bine, colaborarea cu părinții este esențială
într-un act educațional de calitate în beneficiul elevilor. Așa este, din experiența pe care am acumulat-o și eu în acești 2 ani de derulare a proiectului, din păcate am constatat că părinții nu sunt așa de implicați în activitățile copiilor lor. Și, într-adevăr, este semnalul de alarmă pe care eu pot să-l trag în acest moment. Copiii, de fapt, părinții, știți foarte bine, am plecat de la un principiu când am demarat acest proiect, copiii cresc, merg la școală, părinții, din păcate, uită să mai treacă pe la școală. Profesorii nu au timpul fizic să le explice copiilor lucruri care țin de viață. Iar copiii nu au timp să asculte. Și atunci, felicit și eu la rândul meu anumite unități de învățământ care au știut și s-au evidențiat prin prezența părinților la acțiunile pe care le-am avut noi cu ei în cadrul proiectului Viața fără violență, dar este adevărat că au fost și unități de învățământ unde noi specialiștii de câteva ori am fost mai mulți noi ca număr decât părinții care s-au prezentat. Și într-adevăr este o problemă. Pe de altă parte, din acest proiect fac parte, e adevărat, logic, și profesorii. Dar ce mesaj aveți concret pentru profesori, pentru că, vedeți, e adevărat, copiii merg la școală să învețe, dar câteodată trebuie să ai o relație mult mai apropiată, relația elev-profesor, relația profesor-părinte. Mesajul meu către profesori este următorul. Eu cred că tot de noi depinde ca părinții să fie atrași în viața școlii, practic, să știm să le prezentăm părinților ceea ce lucrăm cu elevii la clasă, să le arătăm rezultatele și să-i determinăm să conștientizeze faptul că pe lângă activitățile incluse în curicula obligatorie, mai desfășurăm și se impune foarte mult să desfășurăm și activități extracurriculare. Mă refer aici la proiecte pe diferite teme. Educație juridică, prevenirea actelor de violență, educație pentru sănătate, educație pentru mediu și așa mai departe. Deci, cred că noi, și aici mă refer atât la inspectorii școlari, mă refer la personalul de conducere din învățământ, mă refer la cartele didactice, ar trebui să realizăm la rândul nostru o campanie de informare a părinților, mai agresivă cumva, în cadrul să intensificăm lectoratele cu părinții, cadrul ședintelor cu părinții, deci la nivel de clasă, să știm oarecum să ne prezentăm rezultatele activității noastre, deci rodul muncii noastre la sfârșit de an școlar, cum s-a întâmplat acum. Iar ca și finalitatea al acestor proiecte, cel puțin în cazul acestei campanii Viața fără violență, n-ar trebui să ne oprim aici, sperăm ca acest proiect să continue și în anul școlar viitor și mi-aș dori ca rezultat final, practic, această tematică abordată de dumneavoastră și colegiul dumneavoastră în cadrul întâlnirilor cu elevii din licee, să fac obiectul unei curicule opționale. Voiam să vă întreb. Care poate fi depusă spre avizare la Ministerul Educației și cei care doresc să o aplice în curiculul la decizia școlii, să o poată folosi sub avizul Ministerului Educației și fiind practic un beneficiu pentru școală și văzând rezultatele pe care le-am înregistrat în această campanie până la acest moment. Da, noi am monitorizat astfel de lucruri pentru că în cadrul proiectului am dat chestionare. Au beneficiat de aceste chestionare atât elevii, profesorii, dar și părinții. Și mă bucur că ne veți susține în acest demers pe care o să-l facem împreună cu privire la implementarea educației juridice în curicula școlară. E adevărat, probabil, opțional. Sunt voci care spun chiar obligatoriu, numai că va trebui găsită o soluție concretă cum va fi pusă în aplicare această materie. Închei prin a vă întreba, cu toate că v-am întrebat personal ce părere aveți cu privire la acest proiect și în calitate de părinte, pentru că sunteți părinte în primul rând și trebuie să asigurăm copiilor noștri un viitor, în primul rând, în siguranță. Și atunci, în calitate de părinte, deci nu de inspector școlar general, ce părere aveți despre acest demers pe care l-am demarat împreună? În calitate de părinte, consider că nu este suficient să trimit copilul la școală și să mă bazez pe ceea ce se întâmplă în școală în cele 4 ore sau 6 ore de activitate alături de cadrele didactice. Consider că este foarte importantă și implicarea mea în educația copilului, în afara școlii,
chiar la nivelul unității de învățământ să participe alături de el la diverse activități, diverse campanii, așa cum a fost și această campanie fără violență. Și îmi doresc să am posibilitatea să-i ofer un cadru adecvat în care acesta să înțeleagă care sunt riscurile, care sunt implicațiile și, și cum putem preveni actele de violență atât în interiorul unității de învățământ, dar și în afară, pentru că avem nevoie de copii educați și acesta o putem face numai împreună. Atât școala, cât și familia, cât și comunitatea. Comunitatea. Domnule inspector general, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul alocat și este adevărat că mă bazez în continuare pe susținerea dumneavoastră și, bineînțeles, a Inspectoratului Școlar București în acest proiect Viața fără violență. Vă mulțumesc. Și acum aveți întreg sprijinul nostru al echipei de inspectori din care Inspectoratul Școlar Municipiului București. Și vă mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce ați făcut în această campanie. Mulțumesc. What am I supposed to do right now? When I'm lost, my everything is gone. Everything around me dies.